De femeie. Miroase a pui. Haideți, doamnă... Da, miros. Bună seara, suntem aici alături de doamna senator Șoșoacă. Doamna Șoșoacă, spuneți-ne, vă rog, cum au dispărut 3.000 de copii în pandemie? Da, bună seara. Am fost înțeleasă greșit, domne dragă. Eu mă refeream la copiii din noi. Ei au dispărut, inclusiv copilul din mine a dispărut. Cum? Eu credeam că dumneavoastră aveți mai mulți copii în dumneavoastră. E, am unul. Ai mai durduliu așa, pentru că copilul lui din interiorul meu e tot timpul fomită, domnul reporter. Ați mâncat pui, că nu știu, miroase a ceva extraordinar. Mă rog, dar ce o să faceți acum fără copilul care erați odată? Nu știu, domnul reporter, că de când a dispărut copilul din mine, parcă am uitat să mă joc, parcă, nu știu, câteodată mi se taie și pofta de mâncare. Am înțeles, dar de obicei, dar ce vă jucați? Ei, mă joc de-a patriota, de-a luptătoarea pentru dreptate, câteodată de-a anarhista, să vedeți ce mă joc. Dar de agenta FSB nu vă jucați? Alo? Alo, asta e meseria mea, asta nu-i de joacă. Haideți că ne jucăm, dar nu cu orice. Ce ești copil? Ia vezi că-ți dau pantalonii ăștia jos și te bat la curgoar cu rigla. Ia să vedem ce ai tu pe aici, că am simțit miros de pui. Nu, stai puțin. Unde ai tu pe aici? O brăznicătură. Doamna Șoșoacă, dă-mi măcar o aripioară. Hai să Na-n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 a. Când era Șoșocel mic, mama lui nu-l lăsa să se joace cu Șoșocica, da? De frică să nu-l pape! De drag, evident! Hai, mulțumesc!